se înregistrează, Maria înregistrează apelul, așa este. Să ne amintim, Maria, că am rămas aici, ne-am propus să calculăm expresia asta, această adunare. Am reușit, am găsit numitorul comun și am sesizat că face 0. Și chestia asta a determinat să privim mai atent. Și iată că m-am dus eu până la 1 supra 7 ori 8 și ai spus tu, dacă aș pune minus 7 pe 8, sigur va face 0. Nu prea cred. Hai să demonstrăm asta, că observația ta este bună și că acest lucru ar merita studiat multă atenție. Este o chestie frumoasă și aici ascunsă. Cum propui tu să putem demonstra? Cum propui tu că minus 7 pe 8 face serviciu bun, de parcă toată asta ar fi cât? Până la 1 pe 7 ori 8, cât ar face asta toată? 0. Deci la 1 supra 1 ori 2, plus 1 supra 2 ori 3, plus până la 1 pe 7 ori 8, dacă ar face 7 pe 8, după observația ta, 7 pe 8 minus 7 pe 8 face 0. Și atunci e bună ideea. Deci ar trebui să vedem dacă într-adevăr 1 supra 1 ori 2 plus 1 supra 2 ori 3 plus 1 supra 3 ori 4 plus 1 supra 4 ori 5 plus 1 supra 5 ori 6 plus 1 supra 6 ori 7 plus 1 supra 7 ori 8, dacă calculul acesta, după observația ta, este un semn de întrebare, că nu știu eu că e corectă, observația ta, dacă ar face 7 pe 8, să fie adevărat, pe ce te-ai bazat tu când ai spus chestia asta? Am zis mai mult la nimereală. Ai zis mai mult la nimereală, așa, da. Ești corect cum ai spus. Dar oricum noi am făcut bucata asta până la 1 pe 4 ori 5. Știi că chestia asta... Hai să muncim din nou. Deci suma asta, 1 supra 1 ori 2. Deci 1 supra 1 ori 2. Plus 1 supra 2 ori 3. Plus 1 supra 3 ori 4. Plus 1 supra 4 ori 5. Egal cu numitorul comun cât este? Am discutat împreună. 60. 60. Și am amplificat-o pe prima cu? 30. Cu 30, așa este. Pe a doua cu? Pe a doua cu 10. 10, corect. Pe a treia cu? 5. 5. Și pe ultima cu? E 4 ori 5, adică 20, 60 împărțit la 20. 3. Și egal cu pun numitorul comun, anume pun pe 60, face cât? Calculul ăsta 30 ori 1? 30. Da, 30. Vorbește de rău. Condu-mă. 30 plus? Plus. 10. Plus 10, plus mai departe. Hai, mai repede, că suntem cu timpul. 5. Plus 5. 3. Plus 3. Și facem calculul făcut, cât? 48.
Egal cu 48 supra 60. Și 48, 60. Cred că printr-un 12 putem simplifica. Deodată. Altfel ar merge... 24 pe 5. A, e, prin cât ai simplificat? 12. Păi, 48 împărțit la 12? Scuze. 2. 48 împărțit la 4. Așa. Deci, 4 supra 60 împărțit la... 5. Fac 5. Deci divizorul comun, am văzut deodată 16, sigur noi puteam lua prin 2, prin 3, iar prin 2, de 2 ori prin 2, făceam 4 și ori 3, 12, și ajungeam la 4 pe 5. Deci e bună observația asta. Observația asta ta aici, că acestea adunate fac 4 pe 5, adică ultima fracție și... E vorba de 4 pe 5, este o observație bună. Înseamnă că eu am știut că asta fac 4 pe 5, nu? Că nu pot. Și de aceea am zis minus 4 pe 5, că numai așa 4 pe 5 minus 4 pe 5 face 0. Asta înseamnă că am știut. Pentru că ești robot, de asta ai știut. Fiindcă am știut că sunt roboțel, cum spui tu. Dar știi, mă frământă chestia asta. O fi adevărat tot timpul? Oare țin minte așa lucrurile acestea? Nu crezi că cineva care îi spunem așa ceva zice, da, vezi treabă că nu e adevărat. Și noi îi spunem cum nu e adevărat. Am muncit, știu cum se adună fracțiile, am adus același numitor, am făcut toată treaba. Dar deci, dacă asta află numitorul aici. Wow! Cum să aflăm numitorul ăsta? Oare care e numitorul până la 7 ori 8? Ia să muncim mai mult, să vedem care e numitorul comun aici. Cum aflăm numitorul comun? 7 ori 8 e 50... 6, nu? 78, 56, 6 ori 7, 42. Wow, 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 wow. 5 ori 6, 30. Chiar așa. Ia să încercăm. Cum? Care era tehnica? Descompuneam pe fiecare, nu? Da. Și vedeam factorii comuni și necomuni la puterea cea mai mare. Îți amintești? Nu? Era... C, M, 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 C. Așa. Dar luăm pe fiecare. Un ori doi? Cel mai mic multiplu comun. Așa. Așa era. Un ori doi cu cine este egal? Un ori doi egal cu doi. Cu alte cuvinte, noi am muncit până la 4 ori 5, nu? 4 ori 5 și am zis că e 60. A, trebuie să luăm pe toți. Nu știu cum să facem. Hai să luăm pe toți, cum știm noi, ca tehnică. Deci 1 ori 2, adică 2 egal cu 2. 2 da. Egal cu 2. N-am ce face la prima. 3 egal cu 3. Nu, nu. 2 ori 3, care face 6. 6. Are descompunerea 2 ori 3. 3, da. 3 ori 4. 3 care ori 12, 12. Ar avea? 3 ori 4. Adică 3 ori 4, nu, dar 4 e 2 la a doua. Nu, că 4 are și el descompunere. 3 ori 2 la a doua. 3 ori 2 la a doua. Sau 2 la a doua, hai să zicem așa, 2 la a doua ori 3. Mergem mai departe. 4 ori 5. 4 ori 5, 20. Atunci are ce descompunere? Patru ori cinci, e doi la a doua, ori cinci, nu? Da. Deci doi la a doua, ori cinci. Cinci ori șase, 30. Cu cine este egal?
5 ori 2 la 2. Nu mai, nu e 5 ori 6, 30. Nu? 6 2 ori 3. Deci nu e la puterii. Noi descompuneam, dar avem descompunerea de aici. 30 și 5 ori 6. 6. 5 ori 3 ori 3. 2 ori 3 ori 5, foarte bine. 2 ori 3 ori 5. Apoi. 6 ori 7, da? 42. 6, 42 are de ca descompunere pe cine? E 6 ori 7, care înseamnă 6 la rândul are pe cine? 2 ori 3. Deci 2 ori 3 ori 7. Da. Apoi... 7 ori 8, 56. Și ce descompune are 56? 7 ori 2 la 3. 7 ori 2 la... Adică scriem invers. 2 la 3 ori 7. Da? 2 la 3 ori 7. Și acum îl tragem linii și scriem de desubt. Ce spui? Cel mai mic multiplu comun. Egal cu... Dintre al de doi, pe care luăm? Trebuie 3 de mă. Cel mai mic multiplu, da, cel mai mic multiplu comun, corect. Este egal cu? 2 la 3-a. 2 la 3-a, deci dintre 2, dintre ce comun am luat cel mai mare, apoi. 3. Ori 3, corect. Ori. 5. Ori 5. Ori 7. 7. Și egal cu ce numitor? Hai să vedem cât ne dă. 2 la 3-a. 2 la 3-a e 8. 8. Ori. 8 ori 3. 24. Deci ar fi 24 ori 5 ori 7. Adică 30 și ori 5. 5 ori 35. Și mulțește, te rog, să vezi ce numitor obține. 24 ori 35. Imediat. 12. Un minute. 0. Tu cât crezi că dă? Așa, prin evaluare, cam aproape de 900. Mă gândesc că dacă ar fi 30 ori 30, fac în 900 aproape, dar poate mai puțin decât 900. 840. 840. Ai văzut? M-am dus foarte bine. Dar nu cumva 24 mai aproape de 20 decât de 30. Nu, nu, nu. Am luat 5. Am luat 5 de la 35. Ah, okay. Ok. Știi? Și l-am lăsat 30 și m-am dus la 24 și cu 5. Fac aproape 30 și am zis eu 29, iată-l. N-am mai făcut. Nu vine la îndemână să zic 29 ori 30, dar nu se respectă acolo chestia aceea. Dar aproximativ, am zis aproape să fie ăsta 30, acela 30, 30 ori 30, 900. Și de aceea am zis mai puțin de 900. Și tu mi-ai venit, mi-ai spus 840. Dacă îți spuneam vreo 600, spuneam nu. În numai 20 ori 30 fac 600. Deci foarte aproape de 900. Așadar, 840 e numitorul comun și acum împărțim numitorul comun la fiecare dintre numitori. Și la prima amplificăm cu cine? Deci 840 în numitor comun. La 2, da? Da. Și cât face? 1600. Nu, împărțim la 2. Nu mulțim cu 2. A, 400. Numitorul se împarte la fiecare 400. De numitor ca să vedem cât amplificăm.
420. 420. Pe prima cu 420. Pe a doua cu? 6. Nu. Împărțim la 6. Da. Împărțim la 6. 840 la 6. Ia fă împărțirea. Imediat. Odată. 24. De 4 ori. Și 0. 140. 140. Apoi, împar și la 12. Pe 840 la 12. Trebuie să fac exact împărțirea. Trei ori 4, 12. Cred că 70. Cât face? 170, spui tu? 70. Numai 70. Cred că e bine. 35 ori 2. Da, e bine. 70, ai zis bine. Acum împărțim și la 4, 5, 20. Împărțirea 20, asta nu cred că mai pot să mai fac în cap. Fiindcă 20 are un 0 la sfârșit, 840 are un 0, ai tăiat un 0 și la de împărțit și la împărțitor, ca și cum ai zice 84 împărțit la 2. Nu? Că tu asta împărțirea ai. 840 împărțit la 20. Și 0, 0 și de la de împărțit, adică împarți și de împărțitul și împărțitorul. De fapt, îți imaginezi o fracție, 840 supra 20, nu? 0, 0, adică prin 10. Și acum ți-a rămas 84 împărțit la 2. 42. 42, sigur că da. Deci trebuie să găsești legăturile astea care să te ducă rapid spre împărțirea aceea. La 30 acum. Ca și cum ar fi 84 la 3. Că tot așa ți-ai închipuit. 4 la 3. Păi 3 ori 8, 24. Merge de 2 ori în 8. 24, 3 în 24, 28. Corect. 28, ai zis bine. La 42. ...84 împărțit la 42... 20. 20, corect. La 56... 56... 15. 15. Foarte bine. Eu știi cum făceam foarte rapid? Mai amintești că am făcut noi așa? Pot. 8 ori 7. Că 2 la 3 fac 8, 7 și urmează 3 ori 5. Robot. Ai descoperit acel mai mic multiplu comun al lui 840. Care este? E 2 la 3 ori 3 ori 5 ori 7. Și tu la 7 ori 8 ai 8 și 7. Și să mai rămas doar 3 și 5 la împărțirea asta. 3 ori 5, 15. Gata. Asta ca să meargă foarte repede. Încă o dată. Am avut mai multe fracții. Aflarea numitorului comun a fost o treabă delicată. Trebuia descompus fiecare în factori primi. Adică nu lăsam pe 4. 4 este 2 la 2. Și așa mai departe. În final... am reușit, numitorul comun este 840, deci voi spune egal, pun numitorul comun 840 și încep să adun. 420 ori 1, vorbește. 420 ori 1, 420. Așa, plus.
Cât am amplificat pe a doua? Hai că ai scris acolo pe caietul. 140, da? 140 plus... Plus 70. Da, plus... 42. Plus... 28. Plus... 20. Plus 20, plus... Plus 15. Plus 15. Egal cu... Să vedem cât ne face calculul ăsta. Numitor rămâne 840, nu? Și la numitor, la numărător... Fac gruparea. Adună, 420 cu 140 cu 70 cu 42 cu 28 cu 20 cu 15. Primele două dă 560. Deci aici 560, da. Plus 70. Plus 70. Da, 630 și cu 42. Hai să aducem 42 și cu 28, când merge foarte bine. 48 cu 28 îți place foarte bine. Cât face? 70. Și a fost înainte cât să facă 630, am zis noi, că 560 cu 70, 630 cu 70. 700. 700, da. Plus 20 plus 15, care face... 720 plus 15, 735. 735. Aceasta este fracția, 735 supra 840. Cum observ, este de acum de simplificat, trebuie să vedem până o aducem la o fracție ireductibilă. 5. Prin 5, da. Și cât face? Cinci în șapte. O dată. Da. 2, coborăm 3, 4 ori. 3, 7. Deci 147. E bine așa? Deci o dată ai zis, rămas 3, coborăm pe 3. 33, 5 în 33 de câte ori? De ce 33? Păi da, uite, ai zis prin 5 faci, 23, ai tu dreptate, îmi cer iertare, 23. Uite, asta îmi place. De ce, 20, de ce 33? Ca să-mi dau eu seama că am greșit eu și imediat am și recunoscut. De 5 în 7 odată, rămâne rest 2, da? 2 coboară 3, 23. Era. 5 în 23, 5 în 23 de 4 ori, și ai spus tu, foarte bine, 35 de 7, 147 supra. Odată, acum ai rest 3. Așa, corect. 6, nu rest 4, 8, 168. 168, bine. Mai merge prin 5? Nu. Nu. Prin cât? Să încercăm. Asta de sus vrea prin 3. Vrea prin 3, cred. 1 cu 4, 5 cu 7, 12. Deci vrea prin 3. Asta de jos. Asta și el vrea. Și el vrea prin 3. Încercăm, îi dăm drumul prin 3. Patru. 3 în 14.
de patru ori. Doi. Coborâm 7. 27 în 3, 9. 9, corect. Jos. Jos. 3 în 16. De 5 ori. Da. Avem restul 1, coborâm 8, 6. 6. Ia să vedem dacă mă admite. Asta e sus, nu vrea prin 3. Prin cât? Prin 3 nu mai merge. La de sus, prin 2 nu. Asta de jos ar vrea 2, dar nu vrea la de sus. Hai că e mai mic și vedem prin cât ar vrea el 49. 49 prin cât vrea? Prin 7 și el de jos vrea. Așa, prin 7. Și cât face? 7 pe 8. 7 pe 8. Excepțional. Deci răspunsul corect, l-ai anticipat foarte bine. Este o multă muncă! Dar ce muncă am șters aici, mai Măriuca? Deci, într-adevăr, observația ta a fost bună, că te-ai uitat la ultima fracție. Până la ultima și gata. Așa, la ultima și gata. Dar să știi că n-am avut niciun argument. Însă, după ce am muncit așa de mult, ne-am adus la același numitor, am avut nevoie... Da, Măriuca, când ne-am oprit la fracția asta, 1 supra 7 ori 8. Dar dacă ne oprim pe undeva la 1 supra 20 ori 21? Îți dai seama câți 20 de fracții de adunat numitorul acolo, cum îl aflăm? Dacă ai nu, nu fac, îmi pare rău. Așa nu faci, nici eu nu fac. Nici dacă nebunesc nu fac. Deci pot să-mi ceară orice, dar asta n-aș face. Trebuie să găsim o altă idee. Observația e foarte bună că se termină așa. Deci, practic, dacă m-aș opri la 1 pe 20 ori 21, ar face ca răspuns 20 pe 21, după observația făcută de tine. Dar cineva, dacă spune, demonstrează, eu să adun fracțiile acelea, să aflu numitorul acela, este cumplit. Numai când m-am dus numai la 1 pe 7 ori 8 și mi-a dat un numitor 840. Ce numitor poate să fie când zic 1 supra 20 ori 21? Da, să afli cel mai mic multiplu comun la 20 din numeri, le așezi unele sub altele, te uiți 2 la cea mai mare putere, 3. Ai, nu. Trebuie să fie o altă idee. Acum mă frământ adică să cauți. Adică e ultima, sunt ultimele cifre, dar de ce? Da, asta-i. Observația e foarte bună. Când noi am demonstrat de două ori până acum. Când înseamnă 1 supra, ultimele două cifre, la numărător e cea mai mică, la numărător cea mai mare. E formidabilă. Deci vezi că e observații la care nu avem argumente. Oricine, uite, te duci tu și îi spui unui copil acum, mă, știi cu cine este egal suma asta? Egal cu dacă te oprești la 1 supra 4 ori 5, înseamnă 4 pe 5. Hai să zicem că face numitorul comun, că se descurcă aici, la cele 4. Dar ca să te duci mai departe, ne-am dus noi, că am fost curajoși. Nebunești să faci asta. Poftin, n-am înțeles. Trebuie să nebunești să faci asta. A, da, da. Am fost noi curajoși, ne-am dus la 1 supra 7 ori 8. Am avut răbdare. Dar și asta era tot mai greu. Și asta a fost greu. Uite că a fost greu. Până am găsit numitorul 840. Fără nicio greșeală, măriu că am lucrat. Vrei să zic un coșmar? Da. 100, deci 1, deci 1 pe 1 pe 2 plus 1 pe 2 pe 3 cât până la 1 pe 100 ori 200. Nu, 100, 1 supra 100 ori 101. Că el trebuie să fie consecutiv aici. Da? Scuze. Da? Neapărat, așa am observat, că sunt consecutivi. 100 pe 101, niciodată. Dacă
Dar niciodată rezolvare așa. Spune, poți să spui, un egheșițiu de coșmar. Da? Dacă ne duci... Dacă îmi dai vreo... Câți bani să-mi dai ca să fac eu asta? 10 trilioane. Deci nu știu cât dă numitorul comun, dar nu e pe aici drumul. Altceva trebuie să ne vină în minte, alte șmecherii ne trebuie, nu ne trebuie așa ceva. Și cum să facem mai Măriuca? Tot ce ne înțeleg este, deci 1 pe 7, 7 euro, așa, dar restul? Restul la ce te referi? Restul de numere. Adică spui ce, ăștia nu-ți mai aduc contribuția? Da. Ăstea din urmă, toate adunate, fac 6 pe 7. A. Și când mi-ai pui pe 1 pe 7, stai că asta ar fi că tu ai zis o chestie foarte importantă acum. Tu spui așa. Când ne-am oprit la 1 supra 4 ori 5, ne-a dat 4 supra 5. Da. Și dacă mai adăugăm numai o singură fracție, 1 supra 5 ori 6, va face toată... Măi, gata, uite că asta e idee deșteaptă, Măriuca. Uite că nu m-am gândit la așa ceva. Stăteam acum și tot mă chinuiam și mă întrebam ce să fac. Dar vezi că momentele acestea când vine o idee de la elev, trebuie să o știi, să fii foarte atent, să o poți valorifica. Nu stai așa, profesorul stă cu ochii... Totdeauna așa când am fost blocat și nu-mi venea nicio idee, mă întrebam, zic, poate dă Dumnezeu să un copil vine cu vreo idee. De foarte multe ori am fost așa. Și m-a salvat totdeauna. Din clasă sărea cineva cu idei. Și asta era extraordinar. O luam rapid și o încercam. Deci tu spui așa, când ne-am oprit la 1 supra 4 ori 5, adică bucata dinainte, 1 supra 1 ori 2, plus 1 supra 2 ori 3. Cât este, Măriuca, până aici? Numai până aici. 1 supra 1 ori 2 plus 1 supra 2 ori 3. 2 pe 3. Sigur că da, dar aici este așa de ușor, îți dovedesc rapid. Cât e numitorul comun între cele două? 6. Pe prima amplific cu? Cu 3. Da. Și pe a doua cu 1. 1. Și atunci va fi numitorul 6 supra 3 ori 1, 3 plus 1. Hai, vorbește, condu-mă tu. 4. 4 pe 6. Care se simplifică prin cât? Prin 2. Prin 2. Și face 2 pe 3. Asta e foarte simplu. Deci, aș pleca de la mai puțin și ușor, ușor, hai să o facem pe următoarea. 1 supra 2, 1 ori 2 cât face? 1 supra 1 ori 2, plus 1 supra 2 ori 3, plus 1 supra 3 ori 4, egal cu, spune tu, hai să văd dacă ideea ta ai prins-o și poți să o valorifici acum. Dar nu știu ce idee am zis. Uite așa, că pe primele două le-ai făcut mai înainte. Cât mi-a dat primele două? 3 pe 2. Nu 3 pe 2. 2 pe 3. 2 pe 3, pardon. Deci cum pe primele le-am făcut, nu mai muncesc să le iau pe toate, așa? Asta vrei să spui. Nu le mai iau pe toate 3 de la început. Eu știu că pe primele le-am făcut, am muncit odată. Și la rezultatul de la primele două, adică la 2 pe 3,
adaug pe 1 supra 3 ori 4. Și egal cu. Ia să vedem cât face aici. Trei ori patru, nu? Da, păi trei ori patru. Ca 34. Exact. Numitorul comun e trei ori patru, că i-am pus puncte între ele. Ok, 12. 12. Și amplific aici cu? 6. Da, 12 împărțit la 3? 4. 4. Și ne coace cu 1. Și va fi egal cu, las 3 ori 4. Că știu că face 12, da? Las așa. Și 4 ori 2, 8 și 1? 9. Da. Și 9 cu 3 se simplifică? 3 pe 4. Și face 3 pe 4. Formidabil. Deci, nu le-am mai luat pe toate ca să aflu numitorul. M-am bazat pe faptul că am muncit mai devreme, cu un pas în urmă și știu rezultatul. Foarte deșteaptă.